Control în trafic. Ofițerii și agenții de poliție au urmărit conștientizarea conducătorilor de autovehicule și a pasagerilor asupra importanței utilizării centurii de siguranță, circulația pietonilor, bicicliștilor sau respectarea prevederilor legale privind regimul de viteză. Au fost constatate 86 de abateri la regimul circulației pe drumurile publice. În ultimele 24 de ore, polițiștii din cadrul serviciului și biroului rutier au acționat pentru impunerea respectării legislației rutiere și prevenirea accidentelor de circulație. Au fost sancționați 27 de conducători auto care au depășit viteza legală pe diferite sectoare de drum și 15 șoferi care nu au purtat centura de siguranță. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de peste 20.000 de lei. În ultimele 24 de ore, polițiștii din cadrul serviciului și biroului rutier au acționat pentru punerea respectării legislației rutiere și prevenirea accidentelor de circulație. Ofițerii și agenții de poliție au urmărit conștientizarea conducătorilor de autovehicule și a pasagerilor asupra importanței utilizării centurii de siguranță, respectarea prevederilor legale privind regimul de viteză, circulația pietonilor, bicicliștilor, depășirea, acordarea de prioritate, constatând 86 de abateri la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost sancționați 27 conducători auto care au depășit viteza legală pe diferite sectoare de drum și 15 șoferi care nu au purtat centura de siguranță. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de peste 20.000 lei. Au fost reținute în vederea suspendării sau anulării 6 permise de conducere și au fost retrase 2 certificate de înmatriculare. Au fost reținute în vederea suspendării sau anulării 6 permise de conducere și au fost retrase 2 certificate de înmatriculare. Pentru contracararea aspectelor negative în trafic și prevenirea accidentelor de circulație, Poliția Rutieră va continua acțiunile și controlele pe sectoarele de drum din municipiu și județ.